Înainte să începem acest episod, dacă vrei și tu să cumpărăm aceste oferte de 5 lei, 25 de lei și 100 de lei, nu uita să apăsați și voi butonul de like și dacă strângem peste 10.000 de like-uri în episodul următor o să le cumpăr și o să vedem ce ne pică din aceste 3 oferte. O să dau undeva la 130 de lei sau ceva de genul. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem acele like-uri. E dimineață, nu vă uitați la fața mea și că mă bâlbâi. Haideți să trecem la episod. Lumea, numele meu este Xlader și bine m-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Ce se întâmplă, Rafael? Ești în Sahara? Suntem aici alături de domnul Rafael, care în continuare este bolnav, a făcut laringită la gârci, semifaringătală și nu mai poate să vorbească. Ok, astăzi am făcut un grand challenge cu 3 win-uri, adică n-am făcut nimic decât să pierd, Rafael, că aveam 3 câștigate. Și ce credeți că mi-a dat? Mi-a picat un legendar, Rafael, ia fii atent aici. De puțin să-mi pun căștile, un moment vă rog, că nu aveam căștile puse. Și mi-a picat o legendară, Rafaele. Ce legendară crezi tu că mi-a picat? Zi așa în șoaptă cu vocea ta aia de graure. Locul. Ok, vezi aici? Fac eu cu mouse-ul așa, uite. Zice și voi în chat ce legendară credeți că mi-a picat din challenge chest la 3 win-uri. Și ce legendară, Rafael? Loc. Nu e Lago. Bandita. I-a picat bandita. Și ca să vă arăt eu că e contul meu real, uitați, am dat aici. Vedeți? Asta e tot. Acum ne vom întoarce pe contul meu unde ne vom distra foarte, foarte tare, Rafaele. E puțin tăiat aici că n-am reușit să fac totul perfect. Dar vă rog, haideți să trecem la oile noastre. Ei băieți, haideți să trecem și noi la challenge-ul Flying Machine Challenge. Un challenge foarte, foarte tare, să fiu sincer. Cred că mi se pare superb acest challenge. Haideți să vedem cum i-a dat lui oglinda și cum a multiplicat chestiile astea de 2 total elixir la deck. Sunt foarte nervos pentru că am pierdut exact în prima, ești nebun, nici n-am mai trebuit să mai fac nimic. Hai să luăm XB-ul ăsta, că e cam periculos. Cred că se iau Royal Giant. Hai să iau Royal Giant. Luăm o travă, am cărți cam scumpe. Iau ăsta că e super enervant, te enervează până la culme, de-ți vine să dai rank să spargi calculatorul. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă mai doriți episoade din astea cu Rafael. Încă nu și-a revenit în boli. Hai să vedem, Rafael, vrei să succes să câștigi ăsta. Pune ăla. Dacă prinde 2-3 lovitori, e perfect. Cetează mă că n-ai cum să-l bați pe ăla. Are mă sta range. Are și el range. Opriți-vă, vă rog, opriți-vă, opriți-vă! Ai vrea tu? Bă, e greu, nu știu, dă decul proaste, sincer, n-am ce prea să fac cu astea. Uite, inferno dragon mie. Nu am prea, nu am ce, poate să atac amândouă părțile, 6 cu 6, 12. Hai să-l punem în spate, mai construim în spatele lui ceva. Cum ăsta are range să dea până aici, ăla are range să dea până acolo, nu am înțeles niciodată asta, Rafael. Hai să-i facem ceva, o surpriză. De ce? De ce? Nu înțeleg de ce! Moare, mă! Oh, arătat! Royal GG, du-te! Am pins-o pe aia în turn! Ai văzut aia? Nu știu dacă ai văzut.
Dudu. Dudu. Dudu, Rafaele. Ce-i enervat ea? Adamu, lovitură. Dudu. 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 Te așa face când dă Dudu. De ce zice mă Dudu? Știu că n-aud. El zice Dudu când dă. Când trage, așa trage. Dudu. Dudu. Ce era faine? Hai, următorul match. Cred că e primul match. Mortar. Nici nu știu ce să aleg, că mortarul e mortar și e mai bun Xbox-ul, cred că. Hai să aleg suflătorul de Sule. Ce să aleg eu, mă? Păi am carte deja prea mare, nu mai pun aia. Hai să aleg prințesa. Bă, e dedicări prea bune, cred că. Cred că le dedicam scumpe puțin. Bă, dacă îi dedeam și Xbox-ul, cele două, mamă, dacă știam, erau cam scumpe cărțele. Hai să vedem ce ne dă el mie. Balonul. Opa! Asta nu e bine deloc pentru el. Mamă mia, nu știu cum să-l opresc pe ăla. Oare dau asta de meci? Mi-a omorât prințesa, nemernicu. Omule, săturule. Ce are el, mă, pentru balon? Ce are? O rachetuie! Dar pe ăla lui, uite, mă. Ăsta nu uită pe elicop, bele și copterul. Am și golem eu, fii atent. Dacă luam și la bareta, Rafaele. Mamă, mamă. Nu știu ce să fac aici. Hai, Doamne ajută. Ok, dar și golemul meu atunci ce face acolo, Rafaele? Mă întreb eu, așa. E, și golemul și baronul ăla ce fac acolo, Rafaele? Mă joc cu flying machine eu. Eu sunt și major. Uite, vezi, Rafaele, cu ce mă joc eu? Suflă-mă și tu în sula. Fii atent ăla, când suflă pe sură, suflă cu scuipa, Rafaele, sau suflă cu aer? Aer. Și cu scuipa, nu? Că eu știu că atunci când suflam, că aveam țavă de aia când eram mic și rămâne și suflă cu scuipa pe aia. Le suflă și cu scuipa. Oh, bănuțul la tăticul. Cumpăr o legendară de banii aia. Lightning sau o travă? O travă, cred că. Ce deck aș face, căcatul ăla. Cu taraba aia, ce deck aș face. O, stai, mă. Am două cărți de 7. Fii atent la ce mă gândi, la Delea Jegotanii. Cu taraba aia, știi taraba aia? Aici o punem. Uite, dă și pe turbițesa aia. Bă, tu realizezi cât de bună e taraba aia. Îmi place taraba aia prea mult. Am jucat cu o dată cu unul și era cel mai cancer copil. Avea taraba asta, avea și goblinii și încă una. Și tuciu.
Oh my god. E timpul să scoatem și noi de la Saramura, Rafaele. Ceva frumos, elegant. Opa, sper să nu moară. Nu muriți! Opa! N-am înțeles, dar mă rog. Princesa! Uite, mă, am trei princese și un rege! Uu! Ce curentează asta, Rafael? Oh, turnuletul? Mamă, dacă ar apuca. Îți dai seama ce dă peca asta pe cocoașa acum? Îi rupe poatele ăluia! Oh my god! O, bă, nesăturule! Bă, lasă, prințesa! Dar e de proastă încât o să intre în bombă. Bă, ce vrei tu? Zap! Sunt bun, Rafaele, la challenge-ul ăsta sau nu? Mai ții minte când am început cu 0-1? Și acum am ajuns la 2000. O, bandita îmi place mie. Suflătorul în sulă sau? Nu, ăsta. Ăsta. Ăsta, probabil. Desafio de manechina Vatavora. Ai înțeles? Mamă, îți dai seama? Trimit minerul aici, arunc asta. Asta, da. Mamă, ce l-am salvat pe ăla, văzuși? Nu știu dacă observați. Ai văzut cum am jucat acolo? Azi. Prea frumos. A dat zapă ălea! Nu pot să te cred, Rafaele, ce se întâmplă. Măcar la asta să fie bună, să apăr cu ea. Mamă, dacă se supără prințesa, ai omorât. Mori! Zap! Tu realizezi că eu nu mai am cu ce să apar aici. Bă, nu mai sufla, nu mai sufla că mă disper. Atât am vrut. Să mă bat piciorul ce-am făcut cu Royal GG-ul ăla. Ah! Fac asta, Rafaele. Dă-te, dracu, de nebun! Bă, mă bate! Bă, bune spun asta! N-ai minerul. Mamă, ce fuge aia, ești nebun, zici că e Ronaldinho pe teren. Bă, aia nu dă prea mult damage, mă dezamăgește.
Mamă, cât damage dete. Dacă-i fac asta. Ce ți-și la faie? Sunt bun sau nu? Adică ajung la faia de meciurile astea. 4-1, vom continua într-un alt episod. Hai să vedem așa ca fapt divers pe cine am bătut acum, nu se pune. Nu ziceți că sunt bun, vă rog frumos, că am fost boostat de Rafael. Chiar ai fost? Vă rog frumos, ăsta nu are 5200, Rafael. Și n-a fost în topul global niciodată, stai liniștit. Hai să vedem, e legendar aici sau? E legendar. Bă, sunt foarte rare chesturile astea. Câte? Unul pe zi, top 2, câte îți dă? Două pe zi, ceva de genul. Îți dă de astea crown. Și nici măcar nu pică legendară din ele. Avem 4-1, Rafaele. Îmi spune și voi în comentarii ce, dacă ați făcut challenge-ul, probabil că o să faceți 12-0. 100 de cărți de astea. Eu am o carte aia, blocată. Și acum profilul meu o să apară că n-am o carte, nu? Bă, uite, nu apare, că nu s-a lansat. Uite, Rafaele, ce deck am eu. Îl iubesc. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Eu am fost X-Lader. Nu uitați să apăsați butonul de like în cazul în care mai doriți episoade din astea de Clash Royale. La revedere.